Sindicaliștii din învățământ se pregătesc de proteste. Dascălii din tot județul sunt invitați la meeting la mijlocul săptămânii viitoare. Ieri, în ședința Consiliului Coordonator, am hotărât ca miercuri 25 ianuarie să organizăm în mod efectiv un meeting. Noi am cerut ca acest meeting să se desfășoare cu un număr cât se poate de mare. Noi estimăm la 1000 de oameni. Am chemat să fie alături de noi, inclusiv colegii din alte sindicate, din alte ramuri de activitate. Am discutat inclusiv cu cei de la CNSLR Frăția, ei mi-au spus că vor veni alături de noi, deci și cu Sanitasul și, eu știu, alte sectoare pe care ei le au acolo afiliate. Protestul va începe la ora 17. Dascălii au numeroase nemulțumiri. În primul și în primul rând este vorba de lipsa dialogului social din ultima perioadă de timp. Este vorba de aplicarea legii educației naționale, este vorba de toate metodologiile subsecvente aplicării acestei legi. De asemenea, este vorba de intervenția în forță, practic, a Ministerului Educației și Cercetării în relațiile de muncă dintre angajați și angajator. Sindicaliștii din învățământ nu vor încheia aici seria protestelor. Aceștia intenționează să intre în grevă generală.